Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Crede și Cercetează. O ediție de vară, deloc lipsită de importanță, pentru că suntem în săptămâna în care majoritatea creștinilor sărbătoresc una dintre importantele sărbători ale lor, și anume înălțarea Sfintei Fecioare Maria. Îl am alături pe doctorul Khaled Akil. Deci, înainte de toate, adică vreau să vă mulțumesc pentru găzduirea mea în această emisiune și trebuie să adresez, adică pot să zic, sărbători fericite și pentru creștinii care sunt vizați cu respect din partea musulmanilor. Am să vorbesc, inshallah, adică după voința lui Allah, despre ce ați vorbit acum, dacă Maria, Iisus sunt menționați și sunt priviți cu respect în religia islamică. Zic fără îndoială, sunt supraestimați și supraapreciați și chiar preamăriți de musulmani, fie în Coran, fie în relatările profetului, pacea lui Allah fie asupra sa și Allah să-l miluiască, amin, și mila lui Allah și pacea lui Allah fie asupra lui Iisus și asupra mamei sale, Mariei. Da? Și atunci vom aborda un subiect foarte important pentru noi. Este nașterea Mariei înainte de nașterea lui Iisus. Pacea lui Allah fie asupra lor și Allah să-i miluiască, amin. Coranul merge chiar mai departe, chiar stabilește, chiar vorbește despre întreaga genealogie a Mariei. Da, adică deci, vorbește despre părinții avem, Mariei. Avem și foarte multe capitole din Coran care vorbesc despre Maria și despre familia lui Amran. Adică ea provine din familia lui Amran, care a fost o elită aleasă de Allah și iubită de Allah. Și de aceea, această familie, Allah a lăsat-o să fie aleasă să vină un prunc așteptat foarte important pentru lumea din timpul acela și pentru toate lumile. Allah a zis și în Coran, în surat Al-Imran, Allah i-a ales, uitați, foarte important, Allah i-a ales pe Adam, pe Noe, și pe familia lui Amran și pe familia lui Avram și pe familia lui Amran, da? Peste toate lumile. Adică o alegere în așa fel încât să fie o elită. Adam, Noe, familia lui Avram și familia lui Amran, da? Lui Amran. Amran, se numește Amran. De aceea sunt foarte importante aceste familii în Islam și de aceea Iisus și Maria vine din această familie devotată și familie prea cinstită și prea corectă și prea credincioasă și prea drept credincioasă din timpul acela, când ei au fost după Solomon și David și din timpul lui Ion Botezătorul și Zaharia, dacă Zaharia, tot Zaharia tot face parte din familia lui Amran. De aceea Allah l-a ales de Iisus să fie venit și să fie născut din familie, dintr-o familie curată și familie prea cinstită. Înainte de toate vom vorbi despre nașterea Mariei. Mama Mariei din timpul acela era foarte greu ca femeia să se duce la biserică și să fie crescută în biserică și să fie îngrijită în biserică și să stă cu breuții de acolo, și era interzis, cum ar fi, nu da, era permis. Băieții, nu era permis. Erau dedicați. Și ea a dorit un copil. A dorit un copil să fie băiat. Da? Și când era ea însărcinată, normal, după naștere, a făcut o rugă către Allah că l-am născut, am născut un brunc, este o fată și nu este ca băiat, și că să îți juruiesc ție acest brunc ca să fie devotat ție, înțelegeți? Și să fie îngrijit de tine și să fie evitat și să fie protejat, să nu fie atins de satana, deci ce e izgonită, da? Și într-adevăr, Allah
a păstrat-o și a păzit-o și a fost născută Maria, o femeie. Ea de ce a zis acest lucru în Coran? Deci nu este ca băiat. Pentru că ea vroia ca să fie un băiat, ca să ajungă un om mare în credință, în biserică, ca să fie un propovăduitor, să fie un om care călăuzitor, care călăuzește către Allah, ca, acel care cheamă către un singur Dumnezeu, către o singură divinitate și către unicitate divină. Așa a fost și din fața de acei care au fost înaintea lui Iisus și înaintea Mariei și înaintea tuturor dinainte, au fost numai cu unicitate. Adică să vă rugați la un singur Dumnezeu. Să vă rugați la o singură divinitate. Adică politeismul era interzis. Și nu asociază ei pe lângă Allah, adică Dumnezeul unic. Noi spunem Allah. Deci Allah trebuie să înțeleagă și toată lumea. Când noi vorbim Allah, nu este un cuvânt inventat de noi. Este o dat de Allah. Și Allah și-a pus acest nume, așa cum se-i cuvine. Și chiar nu are sinonime. Nu are un cuvânt care e asemănător. Adică este într-adevăr un nume care îi se potrivește lui. Și era și menționat și în Biblie și în Scripturi vechi, cerești. Allah se regăsește, cuvântul este, Allah se regăsește. Că de exemplu, Elohim, adică dacă zici Elohim, Alulia și limba arabă se consideră este cea mai veche limbă și vine și din aramaică, dacă vrei să zici aramaică, deci aramaică este limba arabă, adică deci, e diferență de pronunție. M și B, adică da, aramaică sau arabaică. Deci este limba veche și atunci cuvântul a fost și dat pentru acei care au fost înainte de Islam și înainte lui Isus și din timpul lui Isus și din timpul lui Noe și Avram și din timpul lui Adam. Deci cuvântul Allah care este potrivit pentru toată lumea. Atunci ei au un rol foarte important să-i cheme pe oamenii să se întoarcă la cel care i-a creat pe ei. El a creat, el merită adorare, nu? El a creat, el merită să fie adresate slujbile și actele de adorare și rugile noastre către el. Adică cum ar fi cineva să zică, eu v-am creat și îl adorați pe altul sau îi adorați pe alții, nu e logic. Dar eu v-am dat zestre, sunt zestrator și îi mulțumiți pe alții, da? Îi mulțumiți altora? Nu. Trebuie să adresați mulțumiri și laudă și adorare către unul, către acel care v-a creat pe voi, care este Allah, Dumnezeul unic, da? Unicul Dumnezeu. Așa este cuvântul. De aceea, Islamul este o religie monoteistă. Și atunci, Maria și familia lui Amran și toți care au fost din timpul acela, ei erau cu monoteismul, să știți, da? Erau cu monoteismul, adică se rugau numai la o singură divinitate, da? Adică care este Allah. De aceea a făcut această rugă ca să fie pruncul acesta, este Maria, să fie păzită, primită, binecuvântată, femeia să fie binecuvântată și păzită de când era mică. Și într-adevăr a crescut în biserică, a crescut și în brajmă credinței și dogmei. Și atunci a fost în așa fel încât protejată și bracinstită și păzită de Allah. Și Allah a lăsat să fie mila sa, îndurarea sa, binecuvântările sale asupra ei. Și de aceea n-a fost atinsă de nimeni. N-a fost atinsă de nimeni până chiar a fost pregătită să primească și să fie însărcinată în așa, fără să fie atinsă de nici un bărbat, nici o sămânță să fie băgată în ea decât prin porunca divină și din data va fi și atunci o să nască un copil, un prunc foarte important pentru această națiune, pentru fiul Israel, ca să-i călăuzească pe ei și atunci dorința ei, care, dorința mamei sale, da? Mamei Mariei, Maria. Deci era un băiat și atunci n-a lăsat să fie atunci, da? A lăsat să fie fiul Mariei. Pacea lui Allah fie asupra lor. Și vreau să vă pe lângă minunea de a fi acceptată să intre în templu și să slujească lui Dumnezeu, că practic este o mică minune. Totuși că a fost minune, produce, că a fost acceptată. Că nu se acceptau femeile să facă lucrul ăsta. Da, totuși că este o minune. Coranul consemnează chiar faptul că Zaharia, mergând la templu, găsea în fiecare zi lângă Maria acele ofrande. În Coran. Da. Mi se pare că așa, dacă undeva din Coran. Da, deci în Coran, să știți. Ea când era mică,
Totuși că ea se izola într-un loc izolat, rugându-se la Allah, și era foarte credincioasă și drept credincioasă, și ea tot timpul când facea rugăciuni, Allah îi îndeplinește ce vrea, ce vroia atunci. A intrat la ea Zaharia. Zaharia, pacea lui Allah fie asupra sa și Allah să-i almiluiască. Așa noi suntem învățați în Islam să-i respectăm pe ei, Zaharia, și să spunem aceste vorbe. Ca anexă când vorbim, trebuie să asociăm și la sfârșit, adică să cerem mila lui Allah, îndurarea lui Allah și pacea lui Allah fie asupra. Da, se asociază normal, categoric, este vorba de respect. Da, așa da, cum spunem și acest lucru când menționăm, îl menționăm pe Muhammad, mesajerul și trimisul lui Allah, chiar și când menționăm pe Iisus și pe toți mesagerii, ca și profeții, trebuie să spunem acest lucru, este semn de respect și trebuie să-i prea mărim pe ei și să-i prea estimăm și să-i prea apreciam. Înțelegeți? Este obligat. E porunca divină din Coran și din Sunna, din calea profetului și din tradiția profetului și din relatările profetului și îndemnările profetului și poruncele sale, ca să-i respectăm pe ei. Și normal, referitor la... E foarte important, foarte frumos. Intra Zaharia, totuși că Zaharia atunci sufera de deși soția lui nu naștea. Ea era sterilă, era infertilă, da? Era infertilă și chiar se spunea că era în vârstă înaintată și nu putea să aibă un copil. Și el când a intrat la Maria, unde facea ea rugăciuni, într-un capere numai ea, izolată, a văzut o zestre. Probabil a văzut mâncare, a văzut fructe deosebite. Și erau chiar fructe mirat, care nu erau știa ale, ea, nimeni ale nu sezonului, aducea. Fructe care nu erau de sezon. Da, chiar din sezon așa și nu știa, el știa ce mâncare îi aducea el. Și, ea, da. Și când a intrat, era surprins, cu surpriza mare. O, Marie, de unde ai această zestre? De unde ai această provizie? De unde ai această mâncare? Azi este de la Allah. Da? Allah îi zestrează sau da zestra, așa, fără socoteala. Cui vrea el? Cui voiește el? Da? După îngăduința sa. El da zestre, cum voiește el. Și atunci s-a mirat. A fost mirat și l-a pus acest lucru pe el să meargă și să facă rugăciune noapte, când toată lumea dormeau și în locul acela aproape, și s-a rugat la Allah ca să aibă un copil. Ca să fie dăruit el, da, de Allah, deci, cu un copil, un prunc așteptat. Și totuși că el, rostând de suferința sa, că soția lui este infertilă și nu poate, o Allah, să faciliteze acest lucru, să ușureze acest lucru, să avem un copil așteptat. Și într-adevăr, după ce s-a rugat el, după un timp, a venit o veste, un înger a venit la el, și chiar zic și un înger, nu numai un înger, da, niște îngeri, și i-au dat o veste de vină ca soția ta o să aibă un prunc, soția ta o să fie pregătită să fie însărcinată, și a zis cum, adică eu sunt bătrân și soția mea este infertilă și cum se poate? A zis că oricum, în sfârșit Allah, deci dacă voiește el numai să poruncească, porunca sa o să fie dată și din data va fi când poruncește. Și într-adevăr, cine a venit, să știți? Cine da, nu, e nu, Ion cineva botezătorul. Nu am botezătorul. A fost Ion care va fi botezătorul, care este Iahia. Da. Care se spunea că diferența între ei 3 ani sau 4 ani, adică copilărie, între Iisus și tot de sunt din familie, din familia lui Amran, da? Fiul lui Zaharia. Da, era un fel de veri. Da. Noi am spune vere. Da. Era mai mare, era mai mare, deci Ion Botezătorul. Da. La noi spune Iahia. Deci în Iohanna, deci da, e vorba de limba română, Ion Botezătorul. Allah i-a dat carte, i-a dat revelația din copilărie, i-a dat înțelepciune să fie înțelept și a primit cartea, adică ce a fost revelat și lui ca profet.
Și în același timp, după un timp, a venit și Iisus. A venit și Iisus. Dar înainte să vorbim de Iisus, adică cum a născut El și cum e privit în Islam această naștere, vorbim și noi despre Maria întâi, adică Maria care este prea cinstită. Vreau să vă zic că Maria a fost iubită de Allah, adică în așa fel încât aleasă și este o elită specială ca să fie pregătită să nască un copil foarte curat, foarte drept de jos, să fie mesager, să fie trimis, să fie apt și capabil să trimită mesajul, să îl prezinte pe Allah pe pământul acesta în așa fel încât să trimită mesajul mai departe, să-i călăuzească pe fiul Israel. Și de aceea a fost el trimis pentru fiul Israel, să știți? Și în Coran scrie acest lucru, că el spunea, Iisus în Coran, sunt trimis pentru fiul lui Israel, da? Și să confirm ceea ce a fost revelat mie dinainte, adică Tora și Vechiul Testament se refera, adică ceea ce a fost bogorit pentru Moise sau lui Moise și lui David, Solomon, Iosif, știți, tot acest lanț până chiar Ioan Botezătorul și chiar până la Zaharia, să confirme chiar, da? Adică să facă conform revelațiilor dinaintea lui. Da, chiar și scrierile creștine spun pentru că el, în cele 10 porunci el face după ele. Spune că el n-a venit să schimbe legea. Da, a venit să o readucă pe legea. A primit și revelație, care... a mai adăugat și ceva, da. Să învețe pe ei cum să facă provizii referitor la mâncare și să mănânce și să nu mănânce ce este permis și nu este permis, dintre care era și, v-am zis, și porcul și alte mâncare care erau interzise. Normal, dar totuși că toate poruncile și toate învățăturile care au fost, el n-a adus alte decât acele 10 porunci și altele care au fost din timpul dinaintea lui. Da. Dar aș dori să vorbim despre Maria întâi. Ea, când a crescut, a venit o veste, după ce a fost deja mare, da? Era ca pregătită să aibă o sarcină, deci prin porunca lui Allah, fără să fie atinsă de nimeni, decât prin cuvântul lui Allah, fii din tata va fi, da? A trimis un înger să... în așa fel încât să fie suflată acest pântice care să fie pregătit pentru un adăpost ales de Allah și a fost Iisus, pacea lui Allah fie supra sa și Allah să-l miluiască, amin. Ea înainte, când a venit înger, și în Coran spune într-un capitol foarte frumos, dacă cineva, eu îi sfătuiesc pe români și pe acei care sunt interesați de Islam și se știe despre Maria, cum e privită în Islam, cu respect așa, și ce spun musulmanii despre Maria, să citească un capitol din Coran, că este un capitol foarte interesant și foarte interesat pentru noi, adică, da? Să fie interesat de creștini, să citească despre Maria. Și în acest verset, în acest capitol, când a venit un înger și îi spunea că, adică vine o poruncă, pe acest sens, vine o poruncă divină că Allah îi vestește venirea unui copil, unui prunc, și era mirată, era uimită. Cum să fiu eu însărcinată, o să am un copil și fără să mă atingă nimeni și nu m-a atins nimeni, da? Și n-am fost eu ca alte femei care, știți, nu vreau să rusesc cuvântul, în așa fel încât, da? Ea este prea estimată, da? Ea era prea cinstită și curată, da? Și a păstrat castitatea ei din copilărie și a fost păzită de Allah, da? Și cum? Era uimită. Și normal, Allah a zis că face ce vrea, Allah face cum voiește El și este îngăduința lui Allah. Și normal, a venit copilul acesta și vreți să știți unde? Unde a născut? L-a născut pe Iisus. Unde l-a născut? Pe Iisus. Ia? Era singură de frică. Uneori, să știți, din timpul acela, era însărcinată și atunci trebuie să ascunde această sarcină. Această sarcină. De ce? Pentru că oamenii sunt dubioși.
Oamenii sunt curioși. Oamenii da? Sunt încă și acum. Cumva a făcut adulter. Deja au zis și ei. Și să menționez și acest lucru și în Biblie și în Tora, în vechea, că oamenii, acei necredincioși, acei care sunt cu nelegiuiri, acei care erau nedrepti, au acuzat-o de adulter și au acuzat-o. Totuși că Allah în Coran a vorbit clar că a fost prea cinstită și n-a fost atinsă de nimeni, a fost numai porunca divină și l-a născut într-un loc izolat, nu era nimeni decât grija lui Allah, decât paza sa, da? Și înger, normal. L-a născut, oricum, era o durere, normal, travaliul, da? Unei femei este o durere da. Foarte mare, de aceea trebuie să apreciăm pe mamele noastre, să le apreciam și să le respectăm pentru că suferă foarte mult în travaliul acela, măcar să avem un respect față de părinți, de părinții noștri, de mamele noastre. Da, măcar pentru acest lucru. Pentru măcar să nu uităm ce durere mare avea și nici un calmant să calmeze sau un medicament să calmeze această durere decât oricum mila lui Allah și îndurarea lui Allah. Normal, trebuie să avem acest respect. Și de aceea Iisus și a zis că trebuie să am bunele maniere și o conduită bună și respect față de mama mea și așa spune și în Coran. Datorită acestui lucru. Pentru că un respect dat lui ca să o respecte pe mama. A fost el născut într-un loc cu un palmier, cu curmanul, știți, cu da, curmanele izolat, care da. Erau deja în anul timp, se spunea că vara, pardon, în toamnă, așa, pentru că acolo în zona aceea, curmanele nu cad și nu sunt pregătite, coapte, roadele sunt coapte, decât în toamnă, da? Probabil au zis ei în luna 8-a, august, septembrie, până la sfârșit, la începutul octombrie, da? Și când l-a născut, n-avea mâncare, n-avea apă, normal, avea sângerări. Ce trebuie să facă să fie obrită această sângerare? N-a fost ajutată de nici o moașă, de nici un om, pardon să vă zic, da? Și Allah... aș vrea să luăm o scurtă pauză de publicitate și să reluăm acest moment al nașterii lui Iisus, da. Pentru că este foarte important, dar după ce vom lua o scurtă pauză de publicitate. Da, dacă voi înșală. Ne întoarcem la emisiunea Crede și Cercetează, la cea de-a doua parte, împreună cu doctorul Khaled Akil. La momentul nașterii lui Iisus, la momentul când Maria, izolată, sub curmal, aduce pe lume, dă naștere pruncului Iisus. Eu cred că această poveste mereu din Coran, din capitolul Mariei, cu sinceritate, când recit cu o voce frumoasă, normal, când recitam în moschee și acasă sau când suntem izolați, normal, este emoționant. Lacrimile da. Noastre curg da, din ochii noștri și este asociată cu smerenie față de această minune poveste și nașterea lui Iisus, pacea lui Allah fie asupra sa. Normal, completând, referitor la ce vorbeam înainte de publicitate, Maria era singură, n-avea nici o moașă, nici cineva să o ajute la nașterea aceasta. Vedeți ce era într-un test, într-o încercare, da? Într-adevăr, ea era credincioasă și avea încredere în Allah, pentru că Allah, cel care a ajutat-o, era înzestrator și îi da zestre și mânca tot din zestrea lui Allah. Probabil îngerii care aduceau aceste zestre, ei când era izolată, și atunci ea avea încredere în Allah. Totuși că era o durere, dar Allah a facilitat această naștere să fie. Și după ce l-a născut, și a zis că Allah să scutur. Curmalul. Vedeți, s-a scutut curmalul. Ea a scuturat curmalul și au căzut roadele, coapte, curmalele pe care le mâncăm noi, da? Coapte, da? Și a mâncat din ele și să știți de ce oare numai lângă curmal, lângă pom de curmale, curmalul, pentru că curmalele conțin
foarte multe vitamine importante. Are și glucoza, care este fructoza, și foarte multe substanțe care aparțin familiei glucide, de familia glucidelor, da? Pentru că care absorb repede sublingual și în gură și înainte să ajungă chiar și la în stomac și în intestin, da? De ce? Ca să aibă și o putere și chiar și pentru copilul, pentru pruncul, ca și are substanțe care grăbesc alaptarea. Chiar și unii au făcut cercetare asupra acestor proprietăți și într-adevăr este un miracol, este o minune. Curmalul este așa, are și antibiotice, să știți, are și antifungice, are și chiar, să știți, curmalele dacă sunt lăsate într-un mediu plin cu ciuperci peste tot și chiar bacterii și într-un loc anaerob, da? Se infectează. Nu se întâmplă nimic. Da, e un fruct care rămân, nu cegăiește. Am încercat și eu să-și scrie, să mă pe mine, uneori am lăsat într-un loc, deci să zic, plin așa, da? Și tot peste un timp, o lună, două, trei, văd toate fructele. Am pus și intenționat alte fructe, banane, mere și alte. Cum se strică și toate para și tot. Erau mâncate, gata, stricate, cu miros urât, în afară de curmalele care au rămas întregi. Atunci am început și eu să mă gândesc, pentru că sunt și medic și imam, și ce spune Allah în Coran? De ce oare acest curmal, acest bom, da? Să fie numai un ajutor pentru bine, Maria. Bine, chiar o recomandare, da, în Coran. Ascultat, a mâncat, a avut toate, alhamdulillah, mulțumim lui Allah, adică lauda lui Allah, și după ce a mâncat, după ce a fost într-adevăr ajutată de Allah și de înger, normal, s-a dus cu pruncul în mână, da, în brațe, către familia ei și către acei din care faceau parte din firmul Israel. Aș vrea să vă mai întreb un pic referitor la această naștere. Există cumva o asemănare, se poate face o paralelă cu nașterea pe care Sara, pe nașterea lui Ismail făcută de Sara? Cam în aceleași condiții, tot izolată, Sara îl naște pe Ismail. Deci aia vorba de Ismail, este fiul lui Hagar, știți? Avram, el a fost căsătorit cu Sara și după care cu Hagar. Sara era mare, era înaintată, în vârstă înaintată și avea vârsta de 90 de ani și nu avea copii. Și povestea lui Avram cu Sara era la fel ca și Zaharia cu soția lui. Și atunci Allah i-a dat un prunc care se numește Yahya, Ion Botezătorul, așa spune în Coran. Mă refer la condițiile alea de mediu, izolată. Vreau să completez. Și Avram cu Sara, după că Allah, tot prin cu îngerii au venit și i-au dat o veste că o să ai un copil care se numește Isaac. Isaac. Isaac este fratele lui Ismael. Din alta mamă, care este Hagar. Hagar, Avram a luat-o pe Hagar cu Ismael când era brunc, era mic, către Mecca, către Arabia Saudită, acolo unde se face pelerinajul. Și într-adevăr, era izolată, asta e subiectul nostru, mă refeream la condiții de mediu, că Dumnezeu le dă, bine, acolo lipsește puterile și paza. Lipsește curmalul. Da. Nu se spune nimic de curmal, că ar fi fost un pom de curmal, dar îi dă apa. Acolo să știi că în zona aceea e apa și curmalul. Există și în zona aia, în Arabia Saudită, în peninsula arabă, în totalitate, este plină cu aceste roade importante, curmalele. Pentru că chiar dacă se mănâncă numai curmale și cu lapte de la vacă direct, nu au nicio problemă. Înțelegeți? Nu au nicio problemă. Trăiesc voinici și puternici și cu mentalitate normală, gândire normală și memorie foarte bună și oasele sunt foarte bune, ținând cont că și în curmale au și proprietăți foarte importante pentru noi sub formă de fosfor. Da? Fosfor. Deci bune și pentru este foarte sistemul, bun pentru cap, pentru funcțiile creierului, gândirii, concentrației și pentru oase. Împreună cu calciu, cu vitamina C și cu fosfor, normal, ajută oasele să fie formate perfect. Da, se spune câte curmale trebuie, dar ar fi suficient 7 curmale câte pe curmale? Zi? Câte curmale? Așa, oricum. Există și o relatare. Profetul și mesagerul lui Allah, trimisul lui Allah, Muhammad, el spune, pacea lui Allah fie asupra sa și Allah să-l miluiască, cine mănâncă 7 curmale, atunci pe nemâncat dimineața, da. Nu se fie atins de un rău toată ziua. E foarte bine, de un rău. În alte relatare spune că de
sufletele rele de satana, de așa, da? Dar odiul rău. Și într-adevăr, eu încerc, sincer, eu vă zic, în fiecare zi, în fiecare zi, eu mănânc dimineața, până mâncat, 7 curmale. Și după aia o lingură de măsline, da? De ulei de măsline, da. Deci extra virgin, da? O lingură. Și după care beau apă, pot să mănânc, pot să beau așa și nu am nicio problemă, înțelegeți? Păi după aceea mănânc la brânz, ce mănânc, dacă există, dacă nu, și mănânc ușor și e foarte sănătos, foarte sănătos. E chiar și pentru gândire, chiar pentru memorie, chiar pentru tinerețe, chiar pentru... Deci cred că am mai vorbit și în alte emisiuni dinainte despre nutriție. Hai să nu ieșim din, să zic, din subiectul nostru, ca să ne întoarcem la când ea a venit. Pacea lui Allah fie asupra sa și Allah să o miluiască, amin. A venit cu pruncul în brațe. Da. Iisus, pacea lui Allah fie asupra sa și Allah să-l miluiască, amin. Și erau umiți. Prima întrebare. Ce o să fie din partea lor? Erau și necredincioși și erau și credincioși. Adică evrei credincioși, evrei necredincioși. Așa și sunt și creștini credincioși și necredincioși. Există și musulmani credincioși și necredincioși. Da. Nu? Asta... Înțelegeți? Și acei necredincioși nu bani spuneau. Sau acei, normal, deci chiar și au rămas cu un dubiu, da? Mirați, așa, uimiți. De unde ai acest prunc? De unde ai acest lucru? De unde? Normal, toată lumea adică gândindu-se la știm că ești cinstită, precinstită, da. Tatăl tău este, nu era un rău, da? Era bun făcător, era un om religios, credincios, era, da? Și mama ta n-a fost, deci, care facea din parte din femeile stricate, da, stricate adică, da. Era o femeie prea cinstită, adică mama, tata, familia, și da, de unde ai acest copil? Adică ce vor să zică? Aici, în Islam, și în Islam nu vrea să zică, gata, ai făcut adulter, adică e vorba de respect, nu. Islamul nu, adică Islamul o protejează și în așa fel încât ea a fost prea cinstită și este din porunca divină și n-a fost atinsă de nici un bărbat, n-a fost nici un adulter și atunci ea le spunea lor cu semnul acesta, cu indexul către pruncul. Către pruncul, da. Ce vrei să spui? Adică să vorbiți cu el. Să vorbiți cu el, cu pruncul. Și a zis, cum să vorbim cu un copil care nu rostește niciun cuvânt, nici nu vorbește, nici așa. Cum să vorbim cu el? Și atunci să știți că minunea și miracolul cel mai mare în Islam, da, s-ar putea să mă întreba și atunci, care se miracol? Da? S-ar putea să fie mai târziu sau nu știu ce. Da? Să nu vorbim de miracolul lui și de minunea lui, dar să lăsăm să fie mai târziu. I-a zis, el a început să vorbească. Pruncul a început să vorbească, pruncul. Da. A zis că eu sunt robul lui Allah, inni Abdullah. Atani el kitab. Allah mi-a dat cartea. Wa ja'alani nabiyya, și m-a făcut pe mine să fiu profet. Mesager trimis. Ha, din vârsta aceasta? Și normal dacă dumneavoastră și alții care sunt cu dubiu, când văd un copil vorbește, da. Ce să mai spui? Ce să mai spune? Nu? Atunci este credibil. Da? Ești prea cinstită și n-ai fost atinsă de niciun bărbat și a fost o poruncă divină și atunci din tatăl va fi și Allah a vrut acest lucru să fie. Da? Și a zis că, oricum, povestea aceasta zic, o să fie cu respect față de mama lui și și pacea lui Allah fie asupra sa atunci când el s-a născut și când o să fie înviat, oricum, mai încolo, da? Și când moare, da? Și când o să fie înviat. Aici este vorba foarte importantă. Înainte, el a dat un mesaj foarte important, trei lucruri. Adică este robul lui Allah, vedeți, robul lui Allah. O să zică că el este fiul sau este Dumnezeu. Sau așa. Adică sunt robul lui Allah. Adică trebuie să mă rog la el. Da? Doi, mi-a dat revelația, adică cartea. Trei, m-a făcut pe mine profet. Da? Nebie. Și am să am un bun manier, adică bunele maniere, respect cu mama. Da? Și nu m-a făcut pe mine să fiu nefericit. Adică nu sunt fericit. Nu fericit, da. Și Allah mai încolo a zis, este porunca divină și el a zis, Domnul Allah este Domnul meu și este Domnul vostru. Adică este divinitatea pentru toată lumea, da. Unica, singura, unicitatea îi aparține. Și să fie rugat el. Da? Și de aceea aceasta este calea
Aceasta este direcția, aceasta este călăuzirea, acesta este adevărul. Da? Și a fost, într-adevăr, un lucru important pentru noi ca să știm că el a fost un mesager și reprezentat și trimis și ales de Allah. Da? Cam aceasta este nașterea. Aceasta este nașterea ei și ea, vreau să zic, este prea cinstită. Și Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adică Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască, amin, el spunea că chiar dintre cele mai prea cinstite și curate și cele mai bune este Maria. Maria, mama lui Iisus. Maria, mama lui Iisus. Și când în Coran vorbește despre Iisus, el spune Iisus, fiul Mariei. Fiul Mariei. Da? N-a fost atinsă de nimeni. Din această poveste, ce vrei să ne înțelegem? Să ne înțelegem, să știți că există și în Islam, așa, relatarele unor, sau vorbele unor savanți ca interpretări, ei ziceau că există teoria creației divine. Adică, Allah, deci avem patru lucruri, deci care îndeplinesc, patru modalități, da, care vorbesc despre creațiile lui Allah și cum. Ne-a creat din mama și tata, nu? Pe dumneavoastră și pe mine și, da, pe și restul toată lumea de mama, lume, da? Da. Și tata, Adam și Eva. Și pe Adam l-a creat fără mama, din fără tata, nimic, din da. țărână și din pământ, da. Nu? Cu porunca, da, divină, da, cu cuvântul său, fi din tata va fi, nu? Aha. Și atunci Eva, femeia, e creată din tata, bărbat, fără mama. Da. Dacă vă întreb dumneavoastră, ce a mai rămas? Ce a mai rămas? Da, era varianta din de... mama fără tata. Da. Și care a fost minunea? Care a fost miracolul? Este Maria. Da, nașterea lui. Deci Maria a lăsat-o să fie ea, într-adevăr, aceea care o să-l nască pe pruncul ales de Allah și elita lui și cuvântul lui. Și i-a dat un suflet, i-a dat un spirit, tot Allah, prin porunca sa, ca să dezăvârșească, să completeze și să îndeplinească creația sa, după aceea nu mai există. Da? Din mama fără tata. Nu mai există altceva. Există altceva? Atunci teoria creației este completată, dezăvârșită. Da? După aceea nu mai există. Nu mai există decât acest lucru. De aceea Allah, unii din sava, așa zic, de aceea Allah a vrut acest lucru, să fie un mesaj, ca să fie o minune și un miracol pentru toate lumile. Da? Toate lumile. Putem să, acum putem să vorbim, dacă vreți, că de exemplu, despre Iisus. Acum deja e gata. A vorbit. Toată lumea știe că este un trimis profet, de Dumnezeu, este un mesager, este un trimis. Și este credibil și au început să împrăștie și să răspundească vorba că a vorbit un prunc, a vorbit un copil, un nou născut a vorbit, cum se poate, da? Unii au crezut, unii n-au crezut. Și de atunci a rămas acest lucru în mintea lor că el este binecuvântat, el este profet, el este mesager și trimis din copilărie. Da, să trebuie să menționăm că la vremea respectivă acest trimis era așteptat oarecum prin litera cărții sfinte a evreilor, care vorbea de venirea unui profet. La fel cum se și anunță în scrierile creștine, spun unii cercetători că se anunță venirea lui Mahomed. Să luați de la mine acest lucru, da? Fiecare religie cerească, fiecare trimis, da? Este ales din timpul lui Adam și Idris, este știut încă de la facerea lumii, da. Avram, Isaac, fiul său, care a fost născut tot prin minunea divină, deci din mama care era cu vârsta înaintată și din porunca divină. Ea era infertilă și Allah a lăsat-o să-l nască pe Isaac, care este tatăl lui Iacob, care se numește Iacob Israel. Și Iacob este tatăl fiilor lui Israel. Dintre fiii lui Israel este Iusuf, dacă să zic, Iusuf, da? Care a fost și a ajuns și rege în Egipt, da? Și după care din acest lans, din ei, au venit mulți mesageri, mulți trimiși și mulți profeți menționați și în Coran și în Biblie și în relatările profetului, foarte mulți, da? Dar cei mai importanți dintre care? Moise,
după care David, Solomon, un dans foarte mare până la Iisus și toți, până la Iisus, care este cheia, da? Cheia și capătul tuturor mesajelor din fiul Israel, după aia, mesajul a fost să fie trimis prin fraților, care este Ismael, tot fratele Isaac, din mama sa, Sinsa, care se numea Hager și este Hager, deci care a trăit în Mecca, care este Muhammad, pacea lui Allah fie asupra lor. Asta de aceea vreau să zic, fiecare trimis, el vorbea înainte că va veni după mine un mesager, pentru că e o brigătire, adică un neam. El are un rol să îi brigătească pe ei, da? Să primească pe acel așteptat. Da? Normal, Moise a vorbit că o să vină după mine. Da? Da. Și David și Solomon și Iisus a zis și în Biblie și în Barnaba, dacă să știți, au descoperit și Biblie. Și există și în Biblie actuală, dacă cineva citește, Iisus a vorbit că va veni după mine un profet care se numește Ahmed. Adică o să vină după mine unul care se numește Ahmed. Adică Ahmed, Muhammad, care este laudat și prea laudat. Adică la noi același sens și același lucru. Și normal, aici nu e subiectul nostru despre venirea lui Muhammad, dar ne rezumăm să fie legat de sărbătorile. Asta probează într-un fel faptul că de la facerea lumii programul nostru este deja stabilit, adică Dumnezeu în momentul care a făcut, a creat această lume, ea practic îi cunoaște și sfârșitul și normal, toate fazele intermediare, adică acel care a creat, se trece dintr-una într alta și se improvizează. Eu vreau să zic. Acel care a creat este unul. Da. Și este cel înțelept. Nu? Da. Și atunci el este cel expert, cel știe totul, toate știitor. Da? El știe ce este bine pentru ei. Adică un om care creează, atunci știe că acest obiect trebuie să meargă mai departe, da? Da. Are o valabilitate, are ceva. Da. Chiar o fabrică, când fabrica ceva, atunci spune că instrucțiuni de utilizare, de folosință, cum să folosești, așa, da? Și dacă nu folosești bine, se strică. Și atunci omul, toți oamenii sunt la fel. Toți oamenii au un chip asemănător. Dumneavoastră sunteți român, eu provin din Yemen, din peninsula arabă, am trăit aproape 29 de ani aici, România, da? Și vorbim acum, da? Ne înțelegem, avem aceeași înfățișare, același chip. Cine ne-a creat? Este unul. Acel unul, adică ne-a creat într-o formă, într-un chip perfect. Noi asemănăm, înseamnă că și eu și dumneavoastră, noi suntem semnele lui. Și atunci trebuie să ne uităm la noi înșine, adică să ne uităm la noi, organele noastre de simț, corpul nostru, totul, da? Indică către un singur creator, un singur Dumnezeu, o singură divinitate, monoteismul lui Allah, adică unicitatea sa. Dacă sunt mai multe divinități, ce se întâmplă? Vă întrebe dumneavoastră, că tot timpul mă întrebați, ce se întâmplă? Dacă sunt mai multe divinități, ce se întâmplă cu creațiile? Adică o să fie un haos. Da? Unul vrea dreaptă, unul vrea stângă, unul vrea sus, unul vrea jos, unul vrea un om cu patru capete, unul vrea nu știu ce, unul da, înțelegeți? Și atunci este un haos. De aceea și scrie și în Coran. Dacă sunt mai multe divinități, o să fie stricăciuni pe acest univers, pe această viață. Da, problema este că noi oamenii ieșim din această lege a creației. Prin liber arbitru, ieșim dincolo de legile lui Dumnezeu și atunci practic ne opunem, nemai respectând legea, ne opunem acestor legi și de aici încolo apar toate problemele care ni se întâmplă nouă. Pentru că trebuie să ne gândim că totuși creația în sine, creația este de ansamblu, nu, Dumnezeu a creat în același mod pământul, soarele, luna, restul planetelor și e greu să credem că un simplu om, dacă iese din această lege, de ce se simte prost, de ce nu e bine? Pentru că nu poate el schimba acest curs al legii. Să știți că tot universul creat de Allah. Allah a creat. Cine suntem noi? Adică să înțelegeți. Noi suntem creații, chiar față de noi, suntem invizibili. Dacă, de exemplu, ne mutăm în altă galaxie, invizibil, să ne uităm din... Noi aparținem galaxiei, se numește Calea Lactaie. Da. O parte din grupul solar. Sunt sute de mii de galaxii, da?
Pământul față de alte planete, față de galaxie, față de Calea Lactee, e chiar invizibil față de galaxia noastră, da? De galaxia noastră Calea Lactee, da? Față de alte galaxii, unde suntem? Invizibil. Au zis că trebuie să fim măriți de milioane de ori ca să fim, da, apăruți, ca să fim vizibili. Da? Da. Dar cine suntem noi ca să fim înghimfați și înfumurați, da, în așa fel încât să fim, deci, să încrezuți, că putem face noi mâncăm și omul mănâncă, dacă mănâncă ce iese din el, atunci ești? Nu te ridici la un nivel de divinitate, da? Nu poți să te ridici la un nivel de divinitate, ești om, din momentul că când mănânci înseamnă că ești om, da? Ești om, adică nu este în mâna ta binele și răul, nu poți să îndepărtezi răul nici să aduci binele. Înțelegeți? Deci este foarte important pentru noi ca dogma corectă și credința corectă și să fim cinstiți și prea cinstiți și corecți față de acel care ne-a creat, întâi trebuie să-l cunoaștem. Avem de a face cu un om, cu Dumnezeu unic, acel care este creator, a toate creator, da? Acel care știe toate, este a toate știitor, da? Acel care ne-a creat și ne-a creat și nouă destinele și predestinările. Înainte să fim creați noi cu 50.000 de ani, normal că când a zis Adenauer că liber arbitru sau așa, omul este și în același timp liber arbitru și în același timp este și predestinat, este și destinat, este și îmbreștiința divină, adică totul Allah știe, orice mișcare știe Allah și înainte. Acum, de exemplu, dacă noi prin Facebook sau prin Twitter sau prin calculatoare, prin lumea este mică, acei de acolo și știu ce faci, dar e om, da? Știe ce faci. Ești monitorizat prin webcam, se vede despre tine, știe totul, da? Într-un cărticică de informații. Da, cărticică foarte mică sau ceva, da? Chip, adică microchip foarte mic. Și vedeți, omul a ajuns să știe să prea multe. Acest lucru, mai ales acel care l-a creat pe acest om. Ce știe, vedeți? Da. Adică Allah știe tainele noastre, știe ce ascundem noi în inimile noastre, știe ce rostim noi, fie în comun, fie le rostim, fie nu, știe și intențiile noastre, înțelegeți? Da. De aceea omul este facilitat, fie să aleagă, da? Fie să nu, fie e bine, fie este rău, este încercat, este testat. Atunci să fie, el trebuie să supună, deci voinții divine, îngăduinții divine, să supună, să fie supusul lui Allah. Adică, înțelegeți? Orice supunere să fie adresată către el. Și să fie mulțumit, pentru că acest lucru se reflectă asupra omului prin fericire. Adică este bucuros, este liniștit, este pentru că, într-adevăr, vine vreo nenorocire. De ce să te mănânci, să te umori, să te stresezi, să fii depresionat? Adică din boală treci la alta boală și din cauza stresului tău și ai intrat într-o panică și dezvolți o boală mai gravă și n-ai rezolvat nimic. Dar totuși, dacă știi acest lucru, că totul este o încercare, să putea să fie acest lucru, este rău pentru tine, dar este bine pentru tine. Și atunci invers, înțelegi? Și atunci este predestinare, este și, am ales eu, dar nu mi-a ieșit. Deci înseamnă că aici nu-ți vrea binele Allah acest lucru. Îți vrea în altă parte. Poate să te lovească undeva ca să-ți trimită sau să fii mutat într-un loc ca să ai ceva mai bun, înțelegeți? Și așa s-a întâmplat în ziua de astăzi. Sunt unii care sunt iubiți de Allah, adică să zic că Allah i-a bidepsit pe ei cu bideapsă, el crede că e bideapsă, de ce? Și începe să se zgârie singur și să se lovească singur și să rupă hainele și să blesteme pe toată lumea și să se lucidă. Deci, în sfârșit, dacă el este un om înțelept, știe că este un test, dar dacă a mers mai încolo, uite, după 2 ani, 4 ani, acum mi este bine. Am ajuns milionar, am ajuns miliardar, am ajuns bine, fericit, sănătos, nu mai am boală. Aha, vezi că a fost o lovire acolo ca să vii aici. Nu-ți merge decât aici. Și atunci, de ce? Hai, dacă te întorci la timpul acela, ce o să faci? Am să fiu calm, am să fiu fericit, am să fiu așa. Nu, de ce oare? Da? Să sperăm că toți oamenii vor înțelege mai devreme sau mai târziu, noi să sperăm că vor înțelege cât mai repede, că unica cale către fericire este această respectare a legii lui Dumnezeu și cu aceasta o să trebuiască să ne luăm la revedere de la telespectatorii noștri, mulțumindu-le pentru atenție și să sperăm că ne vom întâlni cât de curând la o altă emisiune. Să completăm și despre
înălțarea lui Iisus și despre ce a făcut Iisus, pacea lui la despre minunile sale, ca să înțelegem și noi ca musulman, adică și acei creștini interesați să știe ce spune Islamul despre Iisus, foarte frumos, și eu indic, vă rog, citiți și Coranul ca să știți totul despre Islam, ca să știți cei mai apropiați de noi și cei mai cu drag față de noi și de musulmani și creștini. Da, numai cunoscând, numai citind vom putea și vedea. Și vă mulțumesc foarte mult și cu respect. Ne vom revedea cu siguranță la o altă emisiune. Până săptămâna viitoare, în miercurea viitoare, când la ora 21:30, când ne vom întâlni la o altă ediție a emisiunii Credeți, Cercetează, vă urez o săptămână cât mai plăcută și dacă reușiți să luați aminte la unele din informațiile pe care le-ați auzit în această seară. O săptămână cât mai plăcută.